Echipa de actori împreună cu regizorul, coregraful, asistentul de regie și toți cei care au ajutat la realizarea produsului final au fost prezenți astăzi la Teatrul George Ciprian la evenimentul de prezentare. Pentru a aduce cultura mai aproape de micii spectatori, mai mulți actori au pregătit o adaptare după celebra analogie O mie și una de nopți, piesă în care ambianța scenei de teatru și musicalul te invită într-o călătorie plină de eroi și învățăminte. Proiectul spectacolului Lampa lui Aladin a fost inițiat de actorul și regizorul buzoian Ionuț Octavian Ghinea, care a strâns în jurul lui o echipă diversă și pasionată de a face artă. Astăzi, fiecare actor a avut prilejul să lase personajul deoparte și să își exprime trăirea personală față de acest proiect. Pentru realizarea acestui spectacol nu este doar meritul meu, este o muncă de echipă, pentru care am ales să colaborez cu oameni din lumea teatrului, super profesioniști, pasionați de teatru, și pentru asta le mulțumesc, deoarece așa vom crește, atât eu ca regizor, cât și ca protagonist, ca actor. Din echipa de producție a acestui proiect am ales să colaborez cu Loreta Nache, care se ocupă de mișcarea scenică și de coreografia spectacolului. Doamna profesor, mi-a fost și profesor la UNTC, este unul dintre cei mai buni coregrafi din țară. Eu așa o numesc și mi-e o onoare pentru mine că a ales să facă parte din acest proiect, deoarece timpul ei este foarte prețios. Am revenit pe această scenă, mi-a trezit foarte multe amintiri. M-am încărcat cu foarte multe emoții și energii pozitive. Sunt foarte mândră că am alături niște colegi minunați, ne sprijinim, ne dăm putere unii altora, creștem împreună. Spectacolul ăsta, Lampa lui Aladin, poate părea la prima vedere un spectacol pentru copii, o poveste, un bazm, duhul Aladin, dar nu este așa. Mi-am dat seama după ce a trebuit să dansez, să cânt și cred că am și dat și vreo 2 kg jos și este un spectacol profund. Pentru că, să știți că spectacolele pentru copii, nu sunt niște spectacole simple. Pe copii nu poți să-i minți. Copiii acceptă, intră într-o convenție, dar trebuie să te joci, să te joci credibil, să te joci cu ei, să-i faci pe ei să vină alături de tine. Sper să reușim. Sunt sigur că o să reușim să facem acest lucru. Și este un spectacol bun, e un spectacol pe care vă rog să veniți să-l vedeți, o să vă placă. Muzică excelentă, coreografie excelentă și joc extraordinar. Acest spectacol cumva este făcut nu doar pentru copii, este un spectacol pentru familie, un spectacol la care familia, părinții, bunicii să-și petreacă un timp plăcut împreună cu copiii la teatru. Unică prin compoziția sa, muzica de pe parcursul spectacolului a fost realizată de un compozitor de înaltă verticalitate profesională, Codruz Bârsan, pianist, muzician și dirijor. Este un român talentat stabilit la Chicago și absolvent al Conservatorului din San Francisco, ce a realizat compoziții muzicale pentru mai multe spectacole din întreaga lume. Am întâlnit aici la Buzău o echipă tehnică pe care în primul rând aș vrea să o menționez ca fiind parte din această familie a teatrului. Am găsit căldură, am găsit disponibilitate, am găsit o ușă deschisă și o oportunitate de a exista într-o formulă cât mai firească pentru realizarea unui spectacol pe care sper eu, îl veți aprecia, un spectacol la care vor veni în număr cât mai mare atât copiii, cât și părinții acelor copii, cât și bunicii acelor copii, și sper din tot sufletul ca acest spectacol să aibă o viață cât mai lungă. Ionuț Ghinea a venit cu această propunere la noi,
Inițial eu nu am acceptat să intru în acest proiect, am crezut că este mult prea greu pentru ceea ce pot eu să fac. Asta după 2 ani sau 3 ani de pandemie, în care eu n-am jucat, am terminat facultatea și de aici, de la un spectacol mare de licență, am ajuns foarte jos. Eu, sincer, m-am gândit că Ionuț are de multă vreme lampa asta fermecată pe undeva și a zis: Duhule, vreau ca toate dorințele prietenilor mei actori să se îndeplinească. Consider că este un băiat foarte curajos, care a reușit să facă asta, că a avut curajul să facă asta, pentru că suntem mulți actori buzoieni care nu mai suntem pe aici. Pentru mine viața a fost în așa fel încât să mă aduc înapoi acasă, pentru că nu aveam în plan să fac asta. Și mulțumesc foarte mult că mi-a dat ocazia să joc și că mi-a amintit că am acolo ceva în mine care mă cheamă pe scenă. Prezent la eveniment a fost și președintele Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu, și-a exprimat dorința de a avea o comunitate în astfel de proiecte teatrale. Teatrul George Ciprian produce. Și nu produce, eu știu cum se producea înainte pe stoc, livrează marfa celor avizi de teatru, de artă, de cultură și sunt foarte, foarte mulți buzoieni care doresc lucrul ăsta. În rest, invit pe toată lumea la spectacolul 100% buzoian. Eu sper ca foarte multă lume să îndrăgească acest spectacol. Sunt lecții, practic, de viață pe care noi trebuie să ni le însușim și eu sper să mă invitați și mi-ar place tare, tare mult, indiferent cum o să fiu eu. Eu știu că dacă și viața e trecătoare și funcțiile sunt trecătoare, la 14, la 15, la an, eu știu, e în reprezentație a spectacolului ăsta, Lampa lui Aladin, și de ce nu, mă bate gândul la ceva și o spun în premieră, acum mi-a venit povestea. Tot este moda cooperării, colaborărilor. Noi mai de mult știți că am mai avut o colaborare de a mers la niște comunități, eu știu, ale noastre, în altă parte. De ce nu cu acest spectacol să nu mergem să bucurăm inimile și sufletul și altor români care sunt buzoieni? Ne dorim foarte mult, cum spuneam, ca aceste proiecte să meargă mai departe. Mulțumesc din suflet tuturor celor care au fost implicați în realizarea acestui proiect. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezență, pentru susținere și dumneavoastră și Consiliului Județean, pentru că investiți într-o instituție care cred eu că, sau cel puțin cred că facem lucrurile așa cum trebuie făcute într-o instituție de cultură, cu programe de calitate aplicate spre comunitate, cu cunoaștere internațională. Mulțumim pentru speranța că vom juca acest spectacol și pentru buzoienii plecați în alte țări. Piesa de teatru Lampa lui Aladin se va juca atât sâmbătă cât și duminică la Teatrul George Ciprian de la ora 11, pentru ca toți buzoienii dornici să se poată bucura de ea. De altfel, inițial era programată doar o reprezentație, doar că numărul mare de solicitări din partea publicului a determinat organizatorii să pregătească două spectacole.